Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru marți, 27 aprilie. Hai să vedem pentru această zi de marți, în care avem faza de lună plină în Scorpion și zi în care Pluto, guvernatorul Scorpionului, își începe mișcarea aparent retrogradă, dând startul etapei de retrogradare din acest an. Să vedem ce energie ne rezervă cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow! Avem trei arcane majore pentru această zi. E clar că va fi o zi foarte importantă. Hai să începem puțin cu explicațiile astrologice, cu tranzitele acestei zile. În primul rând, avem aici luna plină în Scorpion. E luna plină care vine cu cele mai mari transformări, cu cel mai mare potențial de a schimba ceva radical în viața noastră. Această lună plină o să aibă loc la gradul 7 de Scorpion. Cei mai afectați o să fie cei care aveți ascendentul, luna natală, soarele sau o aglomerare de mai multe planete în jurul gradului 7 din zodiile fixe, și anume Scorpion, Vărsător, Taur și Leu, dar și ceilalți o să simțiți în mai mare sau mai mică măsură influența acestui tranzit. Al doilea lucru important este începerea retrogradării planetei Pluto, guvernatorul modern al Scorpionului. Și cu această retrogradare se finalizează etapa din acest an în care planetele erau în mișcare directă, începe să se schimbe puțin energia astrală și o să avem ocazia să revizităm, să refacem, să regândim anumite topicuri legate de stabilitatea noastră financiară, de influența noastră, de puterea noastră, de felul în care ne exprimăm autonomia și autoritatea în această lună. Nu în ultimul rând, Mercur devine vizibil și odată cu ieșirea lui Mercur din invizibilitate, o să ne fie mult mai ușor să comunicăm, să ne exprimăm, să ne facem înțeleși, să învățăm lucruri noi. O veste foarte bună pentru elevi și studenți, dar și pentru cei care vor să învețe skill-uri noi. Poate vreți să învățați cum să operați un anumit program pe calculator sau cum să faceți anumite lucruri pe care în trecut nu le știați face. Începând din această zi, va fi momentul ideal ca să acumulați aceste noi informații, indiferent de vârsta voastră. Și acum hai să vedem ce ne zic cărțile de tarot. În primul rând, avem aici pe partea de dragoste, arcana majoră, trezirea sau judecata, cum se numește ea în setul tradițional de tarot. Pe partea de dragoste vi se dă o nouă șansă. Aveți ocazia să o luați de la început cu un partener din trecut. Pentru cei care sunteți singuri sau despărțiți sau care sunteți în certuri cu actualul vostru partener sau partener, aici aveți ocazia să o luați de la început. Cu această persoană mai aveți o nouă șansă de la univers, dar este foarte, foarte important să demonstrați că ați învățat ceva din greșelile din trecut și că nu o să repetați aceleași tiparuri toxice din nou și din nou și din nou, așteptându-vă la rezultate diferite. Pentru că aceasta este definiția nebuniei. Dacă tot faci același lucru și te aștepți la rezultate diferite, înseamnă că ești o țâră dus cu capul. Prin urmare, fiți foarte atenți aici. Dacă vreți să vă dați o nouă șansă cu un fost partener sau parteneră, sau dacă vreți să mai dați încă o șansă relației actuale în care sunteți, trebuie să înțelegeți că aici e important să renunțați la acele trăsături toxice pe care voi le aduceați în această relație. Și mai trebuie să înțelegeți că aceasta este ultima șansă pe care Universul vă dă acum ca să mai încercați încă o dată. Pentru cei care sunteți singuri, această arcană majoră ne vorbește despre un cadou pe care Universul ne-l face acum, un cadou prin care Universul ne pune față în față cu oglinda trăsăturilor cele mai toxice din personalitatea noastră și ne dă ocazia să renunțăm la ele odată și pentru totdeauna.
Această carte, combinată cu această etapă de lună nouă în Scorpion, cu începerea retrogradării planetei Pluto și cu ieșirea din invizibilitatea lui Mercur, înseamnă că o parte dintre voi o să auziți astăzi niște adevăruri foarte dure, dar foarte importante pentru voi. Și atunci când fie anumiți oameni vă spun în fața aceste lucruri sau îi auziți pe anumiți prieteni, membri de familie sau pur și simplu cunoscuți că spun anumite lucruri despre voi fără să știe că voi îi auziți, e important să nu vă supărați, ci să stați puțin și să analizați logic aceste lucruri, să vă uitați atent la voi înșivă, să vă uitați atent în oglinda voastră, în oglinda sufletului vostru, să vă cercetați foarte atent și să renunțați la aceste trăsături toxice. Pentru că acest moment este unul foarte important pentru voi, un moment în care vă puteți transforma astfel încât să deveniți cea mai bună versiune a voastră și să atrageți în viața voastră partenerul vostru ideal. E un moment foarte frumos pe care acum Universul vi-l pune în față. Poate să fie dureros, dar la final, dacă treceți prin această transformare, o să fiți ca o mida care se transformă în fluture. Nimeni n-a spus că transformările nu sunt dureroase, nimeni n-a spus că transformările nu sunt complicate, complexe și că nu pierdeți ceva. Da, omida trebuie să-și piardă forma ei veche, cunoscută, trebuie să-și piardă zona sa de confort pentru a se transforma în fluture. Dar cred că sunteți de acord cu mine când spun că rezultatul final merită. Pe partea de sănătate avem aici o altă arcană majoră, Marea Preoteasă. Cartea care în tarot este strâns legată de ciclurile lunare și vedem că astăzi avem aici o etapă foarte importantă în ciclul lunar, faza de lună plină în Scorpion. Combinată cu această carte și cu celelalte tranzite astrologice ale zilei, această energie ne vorbește din nou despre transformare. Dar de data aceasta transformarea vine din interior, fără niciun trigger exterior. Nu este declanșată de faptele, vorbele care le spun oamenii din jurul nostru, ci este declanșată de un declic interior care trebuie să se întâmple în noi înșine. Profitați de această zi ca să vă afundați în niște practici spirituale, rugați-vă, meditați, deschideți-vă sufletul și mintea către bunătatea Universului, către divinitate și mesajele pe care trebuie să le auziți o să vină către voi. Cu Marea Preoteasă este important să fiți imparțiali, să faceți un pas în spate, în spatele albului și negrului, să vedeți toate zonele de gri din existența voastră, din sănătatea voastră, să vă observați așa ca un observator imparțial care stă în exteriorul vostru și să vă analizați foarte atent toate obiceiurile, toată rutina zilnică și să vedeți ce puteți să îmbunătățiți astfel încât să aveți o stare mai bună de sănătate. Luna este și corpul ceresc care guvernează lichidele, atât lichidele de pe pământ cât și cele din organismul nostru. Prin urmare, aici v-aș ruga să fiți atenți la posibilă retenție de apă sau la posibile probleme cu circulația sanguină, fie aveți tensiunea prea mare sau prea mică. Fiți foarte atenți dacă trebuie să luați un tratament cu anticoagulante sau, dimpotrivă, tratamente care să oprească sângerările. Dar aici e foarte important să fiți foarte meticuloși cu felul în care luați tratamentele care v-au fost prescrise de medici. Per total, o energie frumoasă, pentru că Marea Preoteasă este o carte pozitivă, e o carte care vă susține, care vrea să vă ajute să beneficiați la maxim de aceste tranzite astrologice profund transformative. Aici aveți ocazia să faceți niște transformări radicale în sănătatea voastră. Dacă voi vreți asta, astăzi puteți, mai ușor decât în alte zile, să renunțați odată și pentru totdeauna la niște obiceiuri toxice, la niște obiceiuri destructive și după această zi să fiți o persoană mai echilibrată, mai armonioasă, mai longevivă și mai sănătoasă. Pe partea de afaceri, bani și carieră avem aici o altă arcană majoră, este vorba de Spânzuratul, Muza Spânzurată, care
În tarotul tradițional este o carte strâns legată de energia planetei Neptun și care ne arată importanța creativității în viața noastră, importanța unei perspective noi, fresh, originale, asupra unei probleme vechi. Aici, dacă aveți anumite proiecte la locul de muncă sau poate anumite relații cu niște colegi, cu niște superiori sau subalterni care de multă vreme se tot lovesc tot de aceleași probleme, de aceleași blocaje, da? Dacă aveți tot aceleași probleme care se repete, tot aceleași blocaje care se repetă, e important astăzi să faceți un pas în spate și să analizați problema din altă perspectivă. Pentru cei care aveți la locul de muncă probleme cu colaboratorii voștri, fie că sunt colegi, subalterni sau superiori, clienții voștri sau furnizorii voștri, astăzi e important să priviți problema dintr-o altă perspectivă. Priviți puțin problema din punctul celălalt de vedere, nu doar din punctul vostru de vedere. Și dacă faceți acest lucru, o să găsiți exact cuvintele potrivite, mesajele potrivite, felul optim de a vă exprima și de a explica situația astfel încât să obțineți rezultatul dorit. Dacă aveți niște proiecte care tot timpul au aceleași probleme, niște clienți cu care tot timpul aveți aceleași probleme, iarăși priviți situația din altă perspectivă. Întoarceți problema pe toate părțile, încercați să vă puneți în pielea fiecărui personaj implicat în această poveste, astfel încât să înțelegeți viziunea fiecăruia și atunci veți găsi sursa problemei. La fel ca și celelalte cărți, și această arcană majoră ne vorbește despre un potențial foarte mare și foarte frumos de transformare, dar aici, spre deosebire de celelalte cărți, este important să vă puneți creativitatea la contribuție, să gândiți inovator, să veniți cu o idee nouă, cu un mod nou, original, neașteptat de a face lucrurile. Per total, e o zi foarte interesantă, e clar că va fi o zi foarte importantă, știam asta și doar din prisma tranzitelor astrologice, pentru că această zi dă startul perioadei de retrogradare, de acum până la finalul anului nu vom mai avea zile în care cel puțin o planetă să nu fie în retrogradare. Prin urmare, traiul bun s-a dus, etapa optimă de a iniția lucruri noi și de a realiza ceea ce ne-am dorit în viața noastră s-a cam dus. Acum e momentul să revizităm diverse topicuri din viața noastră și pe măsură ce și celelalte planete își vor începe retrogradarea, mai întâi Saturn, pe urmă Jupiter, Uranus, Mercur va avea încă două etape de retrogradare anul acesta, o să tot avem ocazia să revizităm diverse topicuri din viața noastră. Până una alta, hai să scoatem și un card de înțelepciune pentru această zi, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol, astfel încât să finalizăm oarecum această etalare pe un ton pozitiv, pe o notă optimistă, să vedem ce au de spus cărțile oracol pentru noi în plus în această zi. Un mesaj foarte frumos care spune așa: iert toate experiențele din trecut. Nu trebuie să știu cum să iert. Tot ce am de făcut e să fiu dispus să iert. Universul va avea grijă de felul în care iert. Un mesaj foarte frumos care se potrivește aici cu oricare din aceste cărți care a apărut în etalare astăzi. O parte dintre voi va trebui să vă iertați partenerul sau partenera, dar de asemenea va trebui să vă iertați pe voi înșivă pentru greșelile pe care le-ați făcut în relații din trecut. Va trebui să vă iertați pe voi înșivă pentru felul în care v-ați neglijat corpul sau organismul în trecut și va trebui să iertați pe toți cei care v-au greșit într-un fel sau altul în afaceri, la locul de muncă, în cariera voastră. De ce e important să iertați? Pentru că aici vă așteaptă mult prea multe lucruri pozitive. Există un potențial mult prea mare de transformare pe care dacă țineți toate aceste lucruri neplăcute în voi, o să-l ratați. Eliberați-vă de energia negativă și lăsați puterea transformatoare a lunii pline în Scorpion și a planetei Pluto să vă infuzeze și să vă ajute să
treceți pragul către etapa următoare din viața voastră mult mai ușor. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!